Aici este străduța copilăriei mele. Este strada Toamnei, aici m-am născut, aici am crescut, aici m-am jucat alături de copiii de pe străduță, rațele și vânătorii, țară-țară, vremostași. În clasa 1 aveam un învățător, domnul Bolduma, era înalt, puscățiv și cânta Dumnezeiește la vioară. La orele de desen sau de lucru manual, își punea batista pe umăr, își potrivea vioara și începea să cânte. Iar noi toți eram vrăjiți, nu se auzea un sunet. Și poate tocmai de aceea, primul meu job a fost ca și învățătoare la o școală generală din Raznic, iar ulterior am fost profesoară de discipline tehnice la Liceul Matei Basarab din Craiova. Mai mult, oh, 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 îndrăznește mai mult, mai mult.